Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus, pentru a coborâ din corabie. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut mare, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Amin. Cuvântul din această dimineață vorbește despre o minune, se fac două minuni care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Au fost cel puțin două cazuri, două evenimente în care Domnul Iisus Hristos a potolit furtuna pe mare. Acesta este un eveniment în care a avut loc și umblarea pe mare a Domnului Iisus Hristos și a lui Petru. A mai fost o altă potolire a furtunii cu un alt prieteniu. Deci au fost două potoliri a furtunii. În această dimineață vrem să lucreze Dumnezeu în inima noastră. Poate sunt timpul în care trec prin furtună. Poate sunt timpul în care trecut prin furtună. Poate sunt inimi care se gândesc că nu vor trece prin furtună și furtuna nu-i pentru ei. Trebuie vă asigur că nu trece prin furtună viața aceasta. Este imposibil să nu trece prin furtună. Vom trece într-o zi sau una altă. Și în cazul de obicei când vin, nu vin odată. Un val nu vine sigur. Totdeauna un val cheamă alt val. Prins în dreapta și răzbalul, te uiți în față și răzbalul, te uiți în stânga, răzbalul și te vezi înconjurat de valuri. Asta este furtuna. Când problemele vin una după alta și vin de toate părți. Când ai probleme, poate și în familie ai probleme, și la nivelul bisericii, la nivelul de studii, când ai probleme, și la probleme, dar ai probleme din toate părțile și te simți înconjurat doar de cazuri și de probleme. Aceasta e furtuna. Și sunt multe furtuni în viața noastră. Furtuni pot fi doriul, boală sau lipsă, necazuri sau frustrări sau dezamăgiri, singurătate sau trădare. Și sunt multe evenimente din viața noastră care le putem considera furtuni. Vrem în această dimineață ca Dumnezeu să aducă liniștea și să aducă pacea în orice. Pentru că nu este sigur care poate să potolească furtuna. El are putere, slăbiți să fie la Dumnezeu. Furtunile sunt de obicei evenimente sau fenomene neașteptate. Nimeni nu se așteaptă. Furtuna vine deodată că nu te aștepți. Sunt evenimente nedorite. Nimeni nu-ți dorește să intre în furtună. Pentru că oamenii fug de în casă și nu trebuie să stai în care furtunile. Dacă vrei să vin și vreau să nu să ne aștept. Furtunile sunt evenimente necruțătoare. Nu cruță tine. Nu se uită că ești tânăr, nu se uită că ești copil, nu se uită când spani ai, nu se uită la nimic. Furtunile când vor de mare nu sunt decât de frumoase, de bine reușite, de curate. Furtunile vin și sunt necruțătoare, adică nu fac distinție. Furtunile sunt evenimente înfricoșătoare, care aduc multă timp, care aduc multă durată, prin vârful acela, al valurilor, al vântului, prin lipsa luminii, prin tot ceea ce se întâmplă în jur, cel mai mare sentiment care aduce furtunile este frica. Teama. Furtunile sunt primejdioase, sunt periculoase, adică aduc parte, aduc primejde, spun viața primejde, spun viața celor din jurul tău primejde, sunt devastatoare, adică doresc să strice tot. Să strice relațiile, să strice relația cu Dumnezeu,
Evanghelul de Luca, capitolul 1, în această dimineață, este pe concluzie să le dezgălbim pe Dumnezeu. Dumnezeu de încă. Dar Dumnezeu are puterea și să potolească fortuna, slăvit să fie numele Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să privim spre Iisus și să vedem cum ne ajută Dumnezeu. Pentru că îmi place mult Psalmul 46. Fiul Grigorie spunea acolo că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată Dumnezeu. Pot să urle mare și să spune ceva de mine. Noi avem o stâncă, avem un adăpost, avem un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Pot să se cutremure munții în inima mea. Dumnezeu este cu noi, să-L iubim. Și în această dimineață aș vrea să vedem acest ajutor al lui Iisus în plinire de nevoie. În furtună, cum ne ajută Iisus? Pentru că de multe ori suntem dezamăgiți pentru că Dumnezeu ne ajută cum vrem noi. Pentru că noi avem gândurile noastre, noi avem planurile noastre, noi avem pretențiile noastre și ni se pare că Dumnezeu nu ne ajută. Ni se pare. Pentru că Dumnezeu ajută totdeauna pe cei care spun încrederea în noi și care fac ce spun ea. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vedem cum ne ajută Iisus. În primul rând, Iisus ne ajută totdeauna prin faptul că se abate pentru noi. Ce s-a întâmplat acolo? Iisus a predicat mulții. A mulții pâine. Oamenii erau foarte răzăți, ucenicii erau foarte răzăți. Au fost trei zile în care au stat o predică, rugăciune, cântare, au stat acolo în jurul lui Iisus, oamenii l-au comentat, nu mai aveau nici forțe, a trebuit să vedea, să se dea de mâncare, Iisus a mulțit pâinile și la un moment dat, până să se termine programul, cum spunem noi, Iisus ia deoparte pe ucenici și le spune, acum duceți-vă în corabie și treceți partea cealaltă și eu voi veni după aceea. Și i-a silit pe ucenici să treacă din. El a mai rămas cu noroade. Și a luat rămas bun de la noroade. Și când și-a luat rămas bun, Iisus s-a dus singur la o parte să se vadă. Și acum eu stau și mă întreb. Pentru ce se vede Iisus? Se vede în bine? Pentru ce se vede Iisus? Victoria spune să se înnoptase. Au mers cam 20-30 de stadii. Au ajuns exact în mijlocul mării. În mijlocul acelui lac mai mare, este cel mai mare lac sărat. Și a ajuns acolo, în mijlocul furtunii Petru și împreună cu ceilalți cei. Și Iisus stătea pe munte să se vadă. Pentru ce trebuie să se ruga Iisus? Iisus se ruga pentru acel cei care erau în mijlocul lacului. Iisus se ruga pentru credința. Iisus se ruga pentru partea. Și aș vrea, în această zi, să fim conștienți de un lucru. Noi ne-am rugat, am avut un timp de rugăciune. Nu știu cât te rogi tu. Nu știu cât timp a fost o rugăciune. Ceea ce vreau să spun în această zi, și trebuie să fim conștienți de un lucru. Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și face un lucru. Mijlocește pentru Sfinții Dumnezeu. El mijlocește pentru noi. El se roagă pentru noi. Că noi facem stăliță și ne rugăm ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt, ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Eu vreau să vă asigur că și în acele momente, dar nu mai atunci, Iisus asta a spus El și eu voi ruga pe Tatăl și El va da în anul viitor. Iisus se roagă pentru noi. Noi ne rugăm ca biserică unii pentru alții, ne rugăm pentru bolnav. Să în această zi vrem să știm că Iisus ne ajută prin faptul că se roagă pentru noi. Că tu poate dormi sau poate ești în valuri, că tu poate te gândești sau nu, vreau să spun că Iisus se roagă pentru tine. Se roagă pentru problema ta. Mijlocește înaintea Tatălui pentru tine. Mijlocește pentru problemele tale. Mijlocește pentru păcatul tău să fie iertat. Mijlocește pentru tine să te întorci la Dumnezeu. Mijlocește pentru familia ta, pentru problema ta. El se roagă pentru tine. Nu știu dacă biserica se roagă pentru tine. Nu știu dacă alții se roagă pentru tine. Nu știu dacă tu te rogi pentru tine, dar vreau să te asigur în această dimineață că în cer, Iisus se roagă pentru tine. Amin.
Iisus apoi ne ajută prin faptul că vine la noi. El nu a stat cu noi să se roage. El a spus acum eu mă rog și apoi mă culc. După ce s-a rugat, Iisus a venit la ei. A venit la ei cu râd de mare. S-a prefăcut, dacă putem folosi termenul acesta, că trece pe lângă ei. Ucenicii s-au speriat, au crezut că este un lucru, au țipat, că e normal. În mijlocul mării, dacă te aștepți, poți vedea o altă corabie, poți vedea o barcă, poți vedea o pasăre, poți vedea un pește, dar nu poți vedea un om umblând pe ape. Asta este imposibil. Nu e normal. Nu te aștepți la așa ceva. Și ucenicii s-au speriat de asta. Au crezut că e un lucru, o fantomă, era ceva, un înger, orice, numai un om. Iisus vine, a venit la ei neașteptat, deodată, fără să se aștepte, fără să se gândească. Nu și-au dat seama cine este. Dar Iisus a venit. Și în această dimineață, iarăși, vrem să știm acest lucru. Iisus a venit la noi. Iisus a venit la tine. El se roagă în ceea ce a dat. Dar eu vin la tine. Și dimineața aceasta, iarăși, a venit la noi. S-ar putea ca noi să nu îl înțelegem. S-ar putea ca noi să ne facem alte păreri, alte impresii. S-ar putea ca noi să ne separa altceva. Dar Iisus vine la noi. Și a venit și dimineața aceasta. El este cu noi. Pentru cel mai important lucru din viața unui creștin, din viața unui om, este ca Dumnezeu să fie cu el. El așa iarăși ne-a promis. Așa le-a promis ucenicilor, că mă voi ruga pentru voi, voi mijloci pentru voi, dar eu voi fi cu voi în toate zile. Și Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. Era o cântare frumoasă când era copil, am învățat-o și cântat mereu. Eu sunt cu voi în orice zi, a spus Iisus. Poate să-mi vine când îmi devine în soția sau soțul sau părinții sau copiii, să-mi vine când nu nimeni îmi devine. Dar îmi devine totdeauna, este Iisus. El vine la noi. El vine și este alături de noi și El este cu noi. Slăvit să fie numele. Iisus ne ajută și prin faptul că atunci când vine la noi, ne încurajează. El la un moment dat le-a spus atunci când ucenicii s-au speriat, când au zis este un lucru, Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți. Eu sunt, nu vă teme. Ce înseamnă asta? Că ne încurajează. Ne încurajează, ne îmbărbătează. Ne spune, dacă eu sunt cu voi, se citea joi seara aici, din Romani, capitolul 8. Ce vom zice noi în față tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Dacă Dumnezeu te iubește, dacă Dumnezeu îți promite că este cu tine, cine poate să fie împotriva ta? Cine poate să te despartă de dragostea lui Dumnezeu? Și este o mare har că Dumnezeu ne mântuie și ne întărește. Și El este în ceea ca să mijlocească pentru noi, să se roagă în întrebare pentru noi. El vine la noi, El este cu noi. Dar atunci când vine aduce un cuvânt, și cuvântul acela este de încurajare, nu vă temeți. Vedeți că El nu potolește furtuna și îți spune după aceea ai motive acum, pentru că nu mai este furtună, nu te teme și să ai pace. Pacea nu vine după furtuna. Așa are pacea lumea. Adică, da, dacă ies din necazuri, dacă ies din probleme, dacă sunt vindecat, dacă sunt de datorii, după aceea voi avea pace. Asta spune lumea. Așa dă lumea pace. Iisus nu dă pace așa. Iisus îți dă pacea în mijlocul furtunii. Adică El prima dată te încurajează. Chiar dacă încă vântul era împotrivit. Încă marea era agitată. Încă furtuna era împotriva lor, dar Iisus vine cu un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare. Eu sunt, nu vă temeți, îndrăzniți. El ne dă curaj în mijlocul furtunii. Adică mai ești încă bolnav, de acum știi că ești același. Dar Dumnezeu îți dă curaj. Îndrăzniți. Nu te teme. Nu după ce a trecut furtuna,
și în doliul furtunii, în mijlocul furtunii, în mijlocul mării, să ai pace cu Dumnezeu. În mijlocul încercărilor, în mijlocul necazurilor, în mijlocul luptelor, în mijlocul lipsurilor, să ai pace de la Dumnezeu, să ai pace cu Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i rămână cu pace. Apoi Iisus ne ajută în clipele de nevoie pe faptul că ne oferă protecția. Protecția Dumnezeu. Noi nu realizăm pentru că atunci de noi citim în limba română, citim și nu putem realiza semnificația cuvintelor din limba ebraică. El a spus, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Dar în momentul în care a spus, eu sunt, acesta nu este doar un verb și un pronunț. Și acesta era numele Sfânt al lui Dumnezeu. Când Moise a fost trimis de Dumnezeu să scoată pe Israel din Egipt, Moise a spus, Doamne, orice țară are un Dumnezeu și orice Dumnezeu are un nume, orice obiect are un nume. Când tu ai creat pământul, i-ai dat lui Adam stăpânire și ai spus, fiecărui vestuitoare, tu îi pui un nume. Fiecărui obiect îi pui un nume. Fiecare acțiune îi pui un nume, așa să vă spun cuvintele. Când eu mă duc înainte acestui popor, ei mă vor întreba, care-i numele acestui Dumnezeu? Cum se cheamă? Cum se identifică? Care-i numele lui Dumnezeu? Și care-i numele lui Dumnezeu? Eu sunt. Eu sunt. Ia. Sau Iehova, nu se știe, pentru că tetragrama sau cele patru litere, erau patru litere. YHWH și vocalele din limba ebraică nu există. Aceste le știau doar așa, se transmiteau oral. De aceea nu se știe dacă putea să fie Iohovet sau Iehova sau Iacu sau oricum se putea. Nu se știe. Și de ce nu se știe? Dacă toți s-au transmis oral. Nu se știe, pentru că atunci când vorbeam evreii, s-au temut foarte mult de porunca aceea, să nu îi mișe Dumnezeu. Cine rostește numele Domnului să se departeze de fără de el. Am niciodată seama că sunt păcătoși. Și au evitat pur și simplu să mai rostească numele lui Dumnezeu. Și l-au înlocuit foarte mult. Teotii, El, Adonai, El și apare și așa mai departe. Au găsit numele lui Dumnezeu care l-au înlocuit pe adevăratul numele lui Dumnezeu care l-a dat Dumnezeu. Adică, eu sunt. Și evreii nu, niciodată nu pronunțau acest nume. Evitau să pronunțe acest nume. Dar a fost unul care n-a avut nicio teamă să pronunțe numele lui Dumnezeu. Și acela este Iisus Hristos. Să veniți să fie numele. Și ca să vă dați seama ce putere are cuvântul acesta sau numele lui Dumnezeu, tot Iisus Hristos, în grădina Ghețimani, după ce s-a rugat, a întâmpinat groata aceea de 400 de oameni, oameni înarmați, soldați, bărbați, nu oameni fricoși, care mergeau împinși de la spate, ci oameni cu pieptul în față, oameni siguri pe ei, oameni cu arme, cu făclii, oameni cu autoritate. S-au dus 400 de oameni să-l prindă pe un om. Ce șanse ar avea acel om împotriva 400 de oameni înarmați? Un om care nu avea arme. Dar când s-a prezentat înaintea lor, când i-a întâmpinat, Iisus i-a întrebat pe ei, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și Iisus rostește atunci din nou numele lui Dumnezeu. Eu sunt. Ce s-a întâmplat când a rostit numele lui Dumnezeu? Toți au văzut. Toți au căzut fără niciun putere la pământ. Pentru că numele lui Dumnezeu este Sfânt. Pentru că în numele lui Dumnezeu este putere. Amin. În numele lui Dumnezeu este o protecție. Când se spune binecuvântarea din nume, capitolul 6, spune, veți spune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. În lumea asta vor veni de acum încolo furtuni mai mari decât au fost până acum. Vor fi necazuri mult mai mari, cum n-au fost niciodată. Vor veni tot felul de urgii pe pământul acesta. Însă Dumnezeu, prin Scriptură, a spus ceva.
Înainte de a se dezlănțui furtuna, înainte de a se dezlănțui orice urgie și orice necaz va veni pe pământ, Dumnezeu trimite un înger. Și spune așa, primul lucru care trebuie să-l faceți, înainte să permiteți orice furtună și orice urgie pe pământ, să puneți numele meu pe fruncile slujitorilor mei. Și orice se întâmplă în lumea asta, nu-i afectează, nu-i atinge. Sunt mulți care se întreabă, dar biserica va prinde necazul, va prinde, nu va prinde. Un lucru știu sigur. Cei care poartă numele Lui Dumnezeu pe frunțile lor vor fi păziți în ceasul încercării. Dumnezeu ne va păzi, Dumnezeu ne va ocrozi, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Atunci când Israel era în Egipt, au venit atâtea plăci, atâtea urgii peste Egipt. Dumnezeu a pedepsit Egiptul. 10 urgii au venit peste ea. Și au murit și au avut atâtea urgii cu care Dumnezeu a pedepsit. Dar în ținutul Gosen, acum de la copiii lui Dumnezeu, acolo era numele lui Dumnezeu. Și când a venit ciuma, ei au fost ocrotiți. Și când au venit lăcustele, ei au fost ocrotiți. Și când au venit broaștele și păduchii, și când au venit, când a venit moartea și orice urgie a venit, ei erau păziți pentru că peste ei era numele lui Dumnezeu. Și asta, așa ne ajută Dumnezeu. Și așa i-a ajutat Iisus atunci, când i-a încurajat, le-a dus un cuvânt de încurajare, îndrăzniți. Dar apoi le-a dus, le-a oferit protecția numele Său. Eu sunt, nu mă temeți. Numele lui Dumnezeu peste noi. Numele lui Dumnezeu în viața noastră. Numele lui Dumnezeu pe cruzele noastre. Numele lui Dumnezeu peste familiile noastre. Numele lui Dumnezeu peste viața noastră. Astfel vei pune numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel și îl voi binecuvânta. Să spui numele lui Dumnezeu peste casa ta, peste familia ta, peste călătoria ta. Asta înseamnă să te rogi, asta înseamnă să ți credințezi viața lui Dumnezeu. Asta înseamnă să spui încrederea în Dumnezeu, că dacă Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu îi păzește. Iisus ne ajută totdeauna și prin faptul că ne oferă un model demn de urmat. Adică, era și El în mijlocul. El mergea pe aceeași mare. Uite, Iisus le spune acum, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, dar eu merg pe o mare sau eu merg pe un loc unde nu-s vânturi, nu-s valuri. El mergea pe aceeași mare cu ei. El înfrânta acum aceeași vară. El acum mergea pe aceeași furtună. El străbătea și el valea aceasta plângerii cu aceleași teme pe care le are orice om. Oamenii își pun întrebare la Iisus, a fost 100% om? El a fost 100% om. A fost om ca și noi. A plâns ca și noi. S-a înflorat în fața morții ca orice om. Adică nu a mers, dar să fiu lui Dumnezeu, eu am curaj, eu mă duc înainte, eu nu mă uit la nimic, eu... El a plâns în fața lui Dumnezeu. Pentru că el a fost 100% om. Dar mi-a dat un model demn de urmat. El a mers pe ape. El a înfruntat furtuna. El s-a rugat Tatălui. El mergea în voia lui Dumnezeu. El n-a făcut teatru acolo, el n-a făcut spectacol. El a mers ca să-și ajute. El, dacă umbla pe mare, a făcut-o cu un scop. Ca să arate slavă, să-i ajute pe niște ucenici care erau în mijlocul mării și o noapte întreagă, pentru că lucrul ăsta nu s-a întâmplat 5 minute. Dacă citim bine textele care din Evanghelii, descoperim lucrul acesta. Înainte să însereze, pentru că atunci când s-a pus seara, le-a dat drumul Iisus Norodă, înainte să însereze, Iisus i-a silit pe ucenici să urce în corabie. Ucenicii s-au urcat în corabie și dacă totul era bine, până se făcea noaptea, ei deja trebuia să fie partea cealaltă. Un drum care trebuia să parcurgă într-o oră, cel mult două, trebuia să fie deja partea cealaltă. Scriptura ne spune însă că oamenii aceștia au ajuns în mijlocul mării și au vâslit toată noaptea. Abia într-a patra strajă, adică după ora 4 dimineața, a apărut și Iisus. Asta înseamnă că au stat minim 6, 7 sau chiar 8 sau chiar 9 ore, au stat ucenicii și au vâslit un drum care trebuia să-l facă într-o oră, două.
Și s-au luptat cu valurile, s-au luptat cu furtuna. Și Iisus le-a oferit un model demn de urmat. Prin faptul că a mers înaintea lor. Petru se uită spre ea, recunoaște că este Iisus și spune, Doamne, dacă ești Tu, atunci cheamă-mă și voi veni la tine. Umblând neacă. De ce a spus Petru, cheamă-mă și voi veni la tine? De ce a avut Petru să umble pe mare? Pentru că a văzut pe Iisus că a fost așa. Pentru că Iisus este un model pentru noi. Și dacă îl vezi pe Iisus pătrând așa, poți să faci orice chiar și să schimbezi natura, cum a făcut-o pe cheamă-mă și voi veni la tine. Iisus ne oferă un model. Adeseori noi vrem ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să ne rezolve anumite probleme, dar Iisus îți spune mai întâi, uită-te la mine. Păi cum a făcut El. Cum a făcut Iisus? Iisus a rugat. Iisus s-a rugat. Iisus a mers în voia lui Dumnezeu. Și Iisus te ajută în primul rând să-ți oferi un model. Dacă ai anumite probleme, nu imediat să scap de ei, s-ar putea ca acele probleme să trebuiască să le suporți, să le duci, s-ar putea să trebuiască să suferi. Ba jocul, la rușine. Noi credem că Dumnezeu ne poate ajuta numai să ne scape, noi atât avem un vedere. Doamne, scapă-mă de asta! Doamne, scoate-mă din asta! Dar Dumnezeu îți oferă un model. Iisus îți oferă un model prin faptul că spune și eu am suferit. Și am fost vorbit pe mine. Și nu am răzbunat. Și nu i-a trăznit pe cei care mă răstigneau, pe cei care inițiau atunci când vorbeau despre mine. Și eu am îmbrat și îmi oferă un exemplu. Îmi oferă un model. Și așa ne oferindu-ne un model. Că noi vrem să ne ajute doar scăpându-ne de cazuri, doar scăpându-ne de probleme, doar ieșind din anumite situații, pe când El spune, îți oferă un model. Să poți suferi ca mine. Să poți înfrunta lucrurile cum le-am înfruntat eu, crezându-mă în Dumnezeu. Putând în viața mea numele lui Dumnezeu. Petru a pornit spre Iisus. A făcut pași buni către Iisus. Dar la un moment dat, valurile au fost mari. Pentru că nu era vorba de umblare pe mare. Că se presupunea că asta e doar umblare pe mare, era furtună mare. La un moment dat, valurile au fost mai mari, așa, în așa fel încât nu mai vedea pe Iisus. Deci un val mai mare de 2 metri. Valuri mari, nu valuri mici. Că la un moment dat, valurile l-au împiedicat să-l mai vadă pe Iisus, nu l-a mai văzut pe Iisus, și atunci Petru s-a îndoit, a spus, dacă acum nu mai e nimeni. S-a uitat spre val și a început să se afunde. Atunci când a început să se afunde, a strigat pe Iisus, Doamne, scapă-mă. Și Iisus ne ajută prin faptul că totdeauna ne ridică atunci când cădem. Iar vrea să vă gândiți atunci. Oare Petru era credincios sau necredincios, după urmă? Noi ne dați spune ce s-a întâmplat. Dar care om, în afară de Iisus, s-a mai întâmplat pe noastră? E văd la Petru un mare credință, un mare curaj. O mare îndrăzneală. El chiar a făcut ce a spus Iisus. Adică îndrăzniți, a avut curaj. Nu să stea în barcă și să spună ce frumos e, am încredere. Dar el chiar a făcut ce a spus Iisus. El chiar l-a urmat cu Iisus. Adică a făcut exact ca și Iisus. La un moment dat s-a îndoit. Și Dumnezeu se uită nu neapărat și la căderea ta. Nu s-a uitat neapărat la căderea lui Petru. Domnul Iisus, credincios, de ce te-ai îndoit? Uitați și la curajul de când a avut nimic. Iar a întins imediat luna. Asta înseamnă că Iisus era deja lângă el. Iar a ajuns aproape la Iisus. Și apoi, un lucru care ne scapă totdeauna din vedere. Dacă Iisus era mai departe, încât nu se vedea bine cine este. Pentru a mers, minim 10 metri a mers pe apă. Scriptura ne spune că după ce l-a ridicat din apă, au mers amândoi și s-au mers până la corabie. Cum credeți că au mers?
așa, tot tras de Iisus în sus, iar s-a fundat și iară ridicat. Iar a mers iarăși alături de Iisus un gând de apă. Au mers amândoi cu împăratul. Au mers pe apă ca și pe uscat. Căderea ei sau accident s-a întâmplat atunci, dar după ce iar s-a ridicat și iar a urat pe apă. Și asta înseamnă credință. Iisus te ajută atunci când cazi. Iisus te ridică atunci când cazi. Ea nu te judecă, nu te critică. Te mută, de ce te-ai întâi? Puteai să faci mai mult? Hai, curaj! Și a dat chiar curajul lui Petru. Și Petru n-a văzut-o doar... Istoria asta nu se sfârșește cu eșec. Adică Petru a mers 10 metri de apă, după care s-a scufundat. Noi așa terminăm istoria, dar nu așa se termină. Istoria se termină că după ce Petru a căzut, după ce Petru a început să se cufunde, a strigat către Domnul, Domnul l-a ridicat și iarăși a umblat pe apă, până la mare. Așa se termină. Și așa vrea Dumnezeu să se termine, așa istoria ta, așa vrea să te ajute și pe tine. Ai căzut? I-a terminat. Dar apoi spune, mergi iarăși, ai curaj iarăși, ai credință iarăși, așa ne ajută Dumnezeu. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin? Iisus apoi ne ajută și faptul că potrolește fortuna. Și aduce pace. L-a ridicat pe Petru, el avea nevoie atunci, în primul rând, să fie ridicat și să fie adus din nou în pat. Dar încă era fortuna. Încă patru i-a amenințat. Cum a urcat Iisus în corabie? S-a potolit imediat fortuna. Se spune Scriptura. Și au ajuns îndată. Îndată au ajuns la mare. Îndată au trecut partea cealaltă. Și ba mai mult, după ce au ajuns partea cealaltă, Dumnezeu continuă să lucreze prin vindecări, prin minuni, prin semnele care au făcut, tot cei care s-au atins de Domnul au fost vindecați. Și atunci ne întrebăm, de ce a trebuit să fie fortuna? De ce a trebuit Iisus să potolească fortuna? De ce a îngăduit Dumnezeu fortuna? Scriptura ne spune că ei n-au înțeles minunea cu pâine. Minunea asta cu fortuna e o minune diferită de celelalte. Noi de obicei suntem obișnuiți cu minuni care au de-a face cu bolile, cu vindecările și de cam atât. Dar Iisus a vrut să ne arate că este un Dumnezeu suveran care are putere și asupra naturii. Asta era o minune asupra naturii, asupra forțelor naturii. Adică are posibilitatea să potolească furtuna, are posibilitatea să umple pe mare, pentru că El este Domn al Domnului. Slăviți să fie numele Lui. El nu doar un vindecător. Pentru că știți care sunt obiecțiile în general? Au mai fost oameni vindecători, taumaturge, oameni care au vindecat și îi spun, asta e o chestiune psihologică. Așa de sigur ești pe tine, spui omului și el să vezi că îl prinde curaj și foarte mult stă și gândește omul, ce știe omul și influențează. Așa că asta se vindecă omul pentru care omul în el deja tot ceea ce trebuie pentru sănătatea lui. Iisus n-a făcut doar minuni de felul acesta, adică vindecări ca cineva să aibă obiectiv și să spună poate era, poate nu era. De unde știu eu că orobul era chiar orob și nu se făcea în urmă și îmi dăia picioarele sau nu știu ce nu făcea. Astea sunt obiții care se aduc privire la mine. Ce știu eu dacă avea el boala asta? Ce știu eu dacă a fost vindecat într-adevăr? Iisus a făcut aceste semne, care au fost semne evidente, care nu atât au fi contestate. Atunci când a făcut înmulțirea pâinilor, a fost la fel o astfel de minune, care n-a putut fi contestată. Atunci când a potolit fortuna, atunci când a umblat pe mare, au fost semne, minuni asupra forțelor naturii. Și El este Dumnezeu și suveran. Slăviți să fie numele. Și acum vrea, ne apropiem de încheiere și să ne putem ruga Domnului, dar ne întrebăm, după ce am văzut ce face Iisus pentru noi ca să ne ajute, ce ar trebui să facem noi? Ca să fim ajutați. Ca să ne ajute Dumnezeu. Pentru că și atitudinea noastră în mijlocul de cazurilor contează și va determina dacă ieși sau nu ieși. Sau vom rămâne acolo în mijlocul mării, așteptându-ne sfârșitul. Care e motivul nostru?
Pentru a ieși din orice criză, pentru a ieși din furtună, primul lucru trebuie să fim sinceri. Amin. Adică Petru, când a fost acolo în mijlocul valurilor, când s-a afundat, a spus, Doamne, ajută-mă. Am încercat, m-am crezut, am crezut, acum nu mai cred. Fii sincer, spune, credeam mai mult altă dată, acum nu mai sunt așa. Suntem în mijlocul furtunii, Doamne, scapă-ne. Doamne, mi este frică. Au țipat, au spus, este o mănuncă, asta au spus. Asta au crezut, asta le-a trecut prin cap, asta au spus. N-au spus, este un înger, au spus, este o mănuncă. Au fost sinceri și trebuie să fim sinceri. Mai ales înaintea lui Dumnezeu trebuie să spui exact problema ta, să spui exact sentimentul tău, ceea ce simți. Trebuie să avem curaj. Dacă Iisus îți spune să ai curaj, Iisus vrea ca în mijlocul furtunii să ai curaj. Nu se poate să ai pace fără să ai curaj. Adică să nu te temi. Să nu te temi, e întotdeauna o poruncă a lui Dumnezeu. Adică ceva care Dumnezeu îți spune, te îndeamnă, îți poruncește, nu te temi. Dar asta nu mai ține de Dumnezeu. Asta ține de tine. Curajul nu mai depinde de altcineva. Curajul depinde de tine. A nu te teme, depinde doar de tine. Dumnezeu atât îți spune, să nu te teme. Și spune de 366 de ori în Scriptură. Nu te teme. Dar asta e ceea ce trebuie să faci tu și nu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să nu se teamă în dreptul tău. Trebuie tu să nu te teme în mijlocul necazului. Asta e atitudinea noastră. Nu poate face nimeni altcineva în locul tău. Nici păcatul Dumnezeu nu poate face locul tău. Nici păstorul nu poate face locul tău. Nici mama, nici tata nu poate face locul tău. Nici soțul sau soția, nimeni nu poate face locul tău. Tu trebuie să prinzi curaj și tu trebuie să spui, Doamne, eu vreau să nu mă tem și nu mă tem, vreau să-mi pun în inima mea. Pentru că frica de multe ori e frica datorată de necunoaștere. A faptul că nu știi ce este după pierderea. A faptul că nu știi ce se întâmplă acolo. Că acum, dacă am folosit o imagine, dacă a venit cineva aici cu mitralieră, dar e fals. Eu știu că e fals. Și vine și spune acum, ajut să vă mor pe toți. Dar nu știu că e fals. E deamnă de ceva. Dar dacă nu știu că e fals, imediat e fals. Frica este, în primul rând, datorată necunoaștere, pentru că nu știe. Vedeam și de seara, dar după aceea știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc Dumnezeu. Că diavolul nu poate face nimic, nici măcar un fir de păr din cap nu poate smulge diavolul fără să-i dea voie Dumnezeu. Dacă știi asta, atunci n-ai de ce să-ți fie frică. Dacă Dumnezeu este cu noi spre darme, pe cine să mă tem? Dacă Domnul este lumina mea, pe cine să-mi fie frică? Dar frica e datorată, în primul rând, necunoașterii. Că nu știi cine e, o nănucă. Atunci nu face frica, o țipat. Dar când Petru a aflat, este Iisus. Doamne, dacă ești Tu, eu merg la tine pe apă. Ce trebuie să facem pentru a ieși din criză? Pentru totdeauna să privim spre Iisus. Nu spre necazul, nu spre vară, nu spre furtună. Nu spre noi, că suntem așa de slabi, ce se întâmplă în Iisus. Să privim spre El. Trebuie totdeauna să ascultăm de Iisus. Petru n-a sărit din barcă și a spus, acum merg și eu pe mare, că așa îmi place mie. E ceva deosebit, n-am mai făcut nimeni. Acum fac și eu asta. Din îndrăzneală, într-o falsă îndrăzneală. Petru, dacă a mers pe ape, a mers pe mine, Iisus i-a poruncit. Petru a spus clar, Doamne, dacă ești Tu, poruncești să merg la tine. Și Iisus a spus, bine, i-a poruncit. N-a făcut ceva de capul lui. Nu i-a trecut lui prin cap, acum omul de mare și-a spus, dacă tu îmi poruncești, eu fac asta. Ești gata să faci ceea ce spune Iisus? Ești gata să spui, Doamne, fac pasul ăsta numai dacă îmi spui Tu? Numai dacă mă chemi Tu? Numai dacă îmi poruncești Tu? Dacă vrei să ești cu adevărat în criză, ascultă de Iisus. Adică spune, Doamne, vrei asta? Nu neapărat ce vreau eu. Eu vreau acum să se termine furtul. Eu vreau acum să ne mulți la mare. Putea Dumnezeu? O mie de soluții poate avea Dumnezeu în mijlocul unei furtuni. Dar tu nu vei ști niciodată care este soluția. Dar Dumnezeu știe care e cea mai bună pentru tine.
Cel mai bine este să întrebi, Doamne, care este soluția ta, nu a mea. Că eu cam așa vreau. Acum, fă așa cum zic eu. Și totdeauna am furtunul să spui, Doamne, care e soluția ta? Care e voia ta? Pentru asta vreau să urmezi. Pentru asta vreau să urmezi. Când vrei și din criză, nu trebuie să recunoaștem propria slăbiciune. Când a început să se afunde, Petru a spus, Doamne, scapă-mă. Ucenicii acolo n-au făcut-o pe eroi. Noi suntem vitezi, noi îmbrați, lasă că ieșiți din asta. Ne descurcăm singuri. Astăzi, din ce în ce mai mulți oameni se descurcă singuri. Putem totul noi. Avem tot ce ne trebuie. Nu ne mai trebuie Dumnezeu. N-avem nevoie de Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de Biblie. Nu mai avem nevoie de nimeni să ne merge cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne descurcăm singuri. Și oamenii înfruntă și moartea și bolile și atâtea lucruri din viața lor singuri. Nu au nevoie de Dumnezeu. Pentru că în orgoliul lor nu vor să recunoască propria slăbiciune. Că singuri nu putem face nici măcar un fir de păr. Fără Dumnezeu nu putem face nimic. Asta a spus Iisus. Fără mine nu puteți face nimic. Nici măcar un pas. Nu putem adăuga un cot la lungimea vieții noastre. Nimic nu putem face fără Dumnezeu. Noi suntem slabi, dar nu e cineva tare. Însă dacă recunoaștem că avem cu noi pe cineva tare, în aceeași măsură recunosc cât de slab sunt eu, cât de neputincios sunt eu. De aceea trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și cu cât îl lauzi pe Dumnezeu, cu cât recunoști măreția, suveranitatea lui Dumnezeu, cu atât vei recunoaște mai mult și mai mult propria neputință, propria slăbiciune. Cu cât îl văd pe El că e mai mare, cu atât eu mă văd mai mic, mă văd mai slab, mă văd mai neputincios. Și cu cât eu mă văd mai neputincios, cu atât îl văd pe Dumnezeu mai mare. Atunci o te descurcăm singur. Și te lasă Dumnezeu dacă te descurci singur. Acel bine se recunosc propria slăbiciune și spui, Doamne, am încercat și trebuie să încercăm, noi trebuie să facem ceva. Dar trebuie să fim sigur de noi, cu puterile noastre, noi cu inteligența noastră, noi cu logica noastră, noi cu tot ce avem noi, nu putem face nimic fără Dumnezeu. Și de asemenea, nu va face Dumnezeu tot. Astea două trebuie să fie împreună. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Totdeauna Dumnezeu își face partea lui. Și totdeauna eu trebuie să fac și eu partea mea. Așa lucrează Dumnezeu. Tu nu poți singur să-L excluzi pe Dumnezeu și nu te aștepta Dumnezeu singur să lucreze și tu să nu faci nimic. Și tu să dormi. Să aștepți Dumnezeu să lucreze. Și tu nu faci nimic. Trebuie Dumnezeu să-și facă partea lui și îl rogi, îl solicit, să-i acorzi circunstanțele pentru a lucra și apoi faci și tu partea ta. Și așa lucrează Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Noi trebuie să cerem ajutorul. Au cerut ajutorul. Doamne, scapă! Și din curată, nu, Doamne, scapă! Doamne, uită-te că pierim, uită-te că ne amenință furtuna. Pentru a spus, Doamne, scapă, mă ridic, mă, nu mai pot. Am mers până acum. Dar acum am căzut. Ridică-mă. Și apoi, un lucru frumos, l-au chemat pe Iisus în barcă. Iisus era cu ei atunci, dar era undeva mai departe. Iisus a venit lângă ei, că Iisus niciodată nu vine cu forța. El vine îndeajuns de aproape, încât să-i mai spui, Doamne, vină mai aproape. El în dimineața asta a venit între noi și este foarte aproape de noi. Este foarte aproape de tine, din cazul tău. Dar nu trebuie să mai faci un pas. Să-L chem pe Iisus mai aproape. L-au chemat pe Iisus în bar, pentru că Doamne, hai cu noi în bar. Cum a pășit Iisus în barcă? Cum Iisus a fost cu ei în barcă? Deodată s-au pătrunit furtuna. Îndată au ajuns acolo unde s-au pornit. Pentru că Iisus nu mai era cu ei, dar undeva mai departe. Și Iisus era cu ei, lângă ei. Foarte aproape de ei. Nu aproape de ei. Ci foarte aproape. Cei doi care mergeau spre Emaus, ajungem la un punct când tu păi la stânga, eu la dreapta, mă duc mai departe. Iisus s-a făcut că merge mai departe. Și a spus, Doamne,
Rândul cu noi. Este spre seara. Ne ardă inima noi când vedem cum tu cunoști Scriptura. Ne dăm seama că nu avem nevoie de Scriptura. Ne dăm seama că am fost dezamăgiți. Ne dăm seama că suntem supărați și avem atâtea motive să fim supărați. Dar am simțit ceva în inima noastră. Am simțit că cu tine primim altfel lucruri. N-ai vrut să vin cu noi și l-au chemat cu ei la masă. La fel au făcut și acești ucenici. L-au chemat cu ei în masă. Și la asta trebuie să facem asta. În Domnul Dumnezeu de biserică, este pe aproape, este așa, dar cu soția, cu soșul, cu cei de acolo de biserică, n-ai vrea să fii Iisus chiar în barcă, amin, da? Amin. N-ai vrea să fii chiar în familie, da? Amin. N-ai vrea să fii chiar în inima ta, în viața ta, nu doar undeva, pe aproape. Undeva să-l poți vedea, undeva să poți să discuți cu el, să ai un dialog cu el. Și eu vreau să fii chiar lângă mine. Chiar în barca vieții tale. Chiar în barca familiei tale. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ridice din orice cultură. Amin. Dumnezeu să păpărească orice cultură. Atâtea sentimente rămășesc sufletul omului în mijlocul tine. Frică. Atunci când nu știu ce se întâmplă, disperare, că nu mai vezi nicio șansă, că vezi că ai luptat o noapte întreagă, ai văzut și cu cât vă slăi mai tare, parcă parul îl dădea un acolo. Cu cât vrei să te sfințești mai mult, cu atât mai împăcătos te vedeai. Asta e fortuna. Cu cât vrei să faci mai mult, cu atât te pui mai mult efort, cu atât parcă mai rău ești. Și asta e fortuna. Asta aduce fortuna, disperare, aduce frică. Atunci e epuizarea resurselor fizice, spirituale. Oamenii acestea au văzut o noapte grea. Au venit după 3 zile și ei erau frămâni, la fel ca și mulțimea aceea. Au mâncat adevărat atunci, dar au avut 3 zile încât nu au avut nimic să vadă, să mănânce. Și au stat acolo și acum Iisus îi permite să vâslească și tot vâslesc. Erau sfinți, erau fără putere. Pentru asta face furtuna, nu mai ai nicio resursă. Furtuna îți aduce, îți strecoară încet, încet ideea abandonului. La fel ca și furtuna, cuvântul acela furtul nostru, Miguel Arginon, cu pașul pe mare. La un moment dat au pierdut orice speranță și au abandonat, au aruncat încărcătura, au aruncat amuletele mărării, la un moment dat au spus, nu mai mâncăm, nu mai trebuie gata cu viața, nu mai avem nicio șansă, nu mai avem nicio speranță, au abandonat, gata, abandonăm. Și asta e ideea care până nu se poate furtuna, abandonează, trebuie să lasă tot, nu-ți poate trebui nici biserică, nici nu te vrea să-i vină. Du-te singur, gata, s-a terminat viața. S-a terminat, nu mai e nicio șansă. Asta e ideea care aduce furtuna, care aduce diavolul. Însă este cineva care întotdeauna îți dă o șansă. Întotdeauna este cineva care îți mai dă o speranță. Se poate. Și e mijlocul celei mai cumplite furtuni. Dați-vă la pare. În mijlocul acelei furtuni. El poate dormi, el poate avea vise. El poate sta de vorbă cu Dumnezeu. El se ridică acolo, ia o bucată de pâine, poate mânca, îi mulțumește lui Dumnezeu, îl binecuvântează pe Dumnezeu, îi încurajează pe alții. Nu vă temeți, eu am curaj, eu știu ce se întâmplă. Eu știu că nu-i furtuna asta, nu-i nimic asta. E doar semnul că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu are putere. Dar eu știu, sunt binecredințat, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu este cu noi. Eu voi ajunge acolo, știu ce mă așteaptă. Asta înseamnă curajul. De aceea Pavel a avut curaj. El știe cine a vorbit. El știe cine s-a încrezut. El știe cui s-a rugat. El știe asta. Și nu se mai teme nici de ce mai curajnică furtuna. Pentru că știe cine a crezut. Oamenii și-au abandonat tot. Confuzie cu privire la Dumnezeu, cu privire la viață. Asta aduce furtuna. Au fost furtuni provocate de oameni. Furtuna lui Pavel pe mare a fost provocată de oameni care n-au pus să asculte de Pavel. Furtuna lui Iona s-a dezvăluit datorită neascultării lui Iona. Sunt furtuni care vin datorită păcatului. Și când un om e păcătos și vin un necaz peste el, pentru el e simplu. Spune, da, merit, e adevărat, sunt păcătos. N-am nimic de obiectat. Problema cea mai mare este atunci când cineva nu e vinovat, că atunci când e nefrică, când face voia lui Dumnezeu, și vine de la furtuna. Adică ucenicii ăștia n-au plecat ca Iona. Că Iisus se zică dreapta și au luat-o stânga. Ei au făcut ce a spus Iisus. Iisus i-a silit, i-a împins. I-a spus, asta-i barca, asta-i drumul. Și au făcut ce a spus Iisus. Și pe când mergeau pe drumul pe care l-a poruncit Iisus să meargă, furtună.
Și atunci eu nu mai înțeleg nimic. Doamne, dar Tu mi-ai spus să meargă acolo. Doamne, Tu ne-ai împins să mergem. Tu ne-ai poruncit să mergem. De ce e furtună? De ce o noapte întreagă de zbucium și de stres și de necaz, de disperare? De ce, Doamne? Că eu sunt în voia Ta. Eu vin de la biserică. Trei zile am stat aici, am ascultat, am împărțit pâine, am ajutat oameni, mi-am rugat, am cântat. De ce? Nu venim de la discotecă. Nu venim de la plajă, nu venim din altă parte. Venim de la casa Ta, am putea spune. Venim din părtășie cu Tine. De ce? Furtună. Și asta duce furtună. Confuzie. Cu privire la Dumnezeu, cu privire la viața. De ce, Doamne, tocmai mie? Că mă uit în viața mea și nu văd păcate. Că eu vin din voia Ta, am făcut ceea ce Tu mi-ai poruncit. De ce furtună? Și asta duce viața. Furtuna duce și parte. Material, sufletești. Rând, așa cum cei care au mers pe mare atunci au trebuit să pierdă momentul că pe acolo au pierdut chiar corant, dar nu se pierdut viață. Pentru că Dumnezeu ne-a spus asta. Nu va fi o altă pierdere, că de ce acolo? Că multe ori sunt pierdute, pot să pierdă fortuna. Loc și-a pierdut copiii, și-a pierdut averi, și-a pierdut multe lucruri. Dar nu se pierdut încrederea în Dumnezeu, speranța în Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a ajutat și pierderile astea, pagurile astea, Dumnezeu le poate recupera, le poate aduce în urmă. Doamne, moșilea de înmulțeste, slăviți să fie în urmă. Ceea ce aduce furtuna în cei din urmă moarte, ca să vrea diavolul. Că totdeauna furtuna nu are el scopul, dar să ne sperie. Diavolul nu vrea să facă diavolul, fie lui vreoasă cu noi. Scopul lui final, scopul lui singur este să distrugă, să aducă moarte. Hoțul nu vine decât să pune, să junghe și să răpărească. Adică să te iniciază. Iar asta a avut cu Iona, să moară Iona. Iar asta a avut cu Pare, să o moară. Asta e scopul lui, să aducă moartea. Iar asta urmărește, pas cu pas. Iar asta vrea să strecoare moartea. El nu vrea doar așa, hai să facă o furtună, hai să-ți aduc un necaz, hai să te sperie puțin. El nu vrea să te sperie. Că el folosește sperietoare, da? Dar el vrea să ne omoare. El vrea să ne ia viața. El vrea să ne ia viața cu Dumnezeu. Asta e scopul lui, este obiectivul lui care îl urmărește zi de zi, pas cu pas. Și este tot meretat. Dar este o mână care ne ține. Pentru că este cineva care dorește viața noastră. Cineva care a murit ca noi să avem viață. Cineva care, dincolo de viața asta, ne-a pregătit cu viața veșnică. Pentru că, dincolo de moartea asta, el nu vrea avea unul chiar atât de mult moartea asta fizică. Dacă se poate, moartea fizică este garanția, dacă ești în păcat ce ai murit. Pentru el, cu moarte, e garanția că te duce în iar și te termina. Și e garanția morții veșnice. De a vrea, în primul rând, moartea veșnică. Moartea lor, iată de loc. Ăsta e obiectivul lui. Ăsta e ținta lui. Folosește orice mijloc ca să te ducă acolo. Însă Dumnezeu folosește orice mijloc ca să te ducă în toată ziua. Și de multe ori folosește o furtună sau un grăd de o furtună. Ca să mărească credința ta, speranța ta, încrederea ta în Dumnezeu. Ca să-ți arate că El este Dumnezeu mare. Ca să-ți arate ce ar face diavolul cu tine dacă El lipsește din viața ta. Dacă nu este El cu tine. Dacă n-ai cum să te rogi. Dacă nu ți-ar asculta El rugăciunile. Dacă n-ar fi El cu tine, ce s-ar întâmpla? De multe ori Dumnezeu te lasă. Te lasă prin necazuri ca să-ți arate ce este viața. Ca să-ți arate cât de tentător ești. Ca să-ți arate cât de vulnerabil, cât de fragil ești în fața furtunilor care vin. Pentru că El este Dumnezeu mare, să vezi să fie altă lume. În această dimineață, vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că că în orice fortune, El ne poate face pace. Dorește Dumnezeu să-L trebace în orice familie, să ajungați în orice inimă, sunt multe fortuni, dar mai mult decât fortuni, sunt multe ajutoarele care îmi trimite Dumnezeu, soluțiile care le are Dumnezeu cu privirea și mulțumim lui Dumnezeu. Pentru harul și durarea care le-a dat până acum față de noi. Amen. Amen.